Aproape 15 ani a fost încarcerat în cele mai cumplite închisori comuniste sau a lucrat în lagărele de muncă. La Codlea, Gherla, Galați, Brăila, Văcărești, dar și în Delta Dunării, la Tăiat de Stuf, la Periprava, ori în Minele de Plumb, Octav Bjoza a cunoscut pe propria piele ce înseamnă lupta anticomunistă. Prezent la Vâlcea, la Congresul Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, el a fost reales președinte, de fapt și de drept. La câteva zeci de minute de la confirmarea rezultatului, liderul asociației a explicat că întâlnirea de la Vâlcea n-a fost destinată doar alegerii noii structuri de conducere, ci și discutării unor probleme ale foștilor deținuți politici. Probleme care ne privește în mod direct pe noi toți. Și când spun treaba aceasta, mă refer în primul rând la această ultimă lege promulgată, legea 217/2015, care ne deranjează. Există riscul să rămânem fără istorie. Pentru noi toți, rezistența anticomunistă a însemnat un întreg, un tot unitar. Noi niciodată, atât în temniță, cât și în lupta dusă de noi înainte de arestare, nu ne-am categorisit pe criterii politice, etnice sau de culte, nici vorbă. În temnițele comuniste n-a existat decât o singură etnie, etnia luptătorilor anticomuniști. Și n-a existat acolo decât un singur Dumnezeu pentru toți. Gazda Congresului, organizația din Vâlcea, a răsuflat ușurată. Președintele Alexandru Stănculescu s-a bucurat să poată arăta colegilor săi lucrurile frumoase din zonă. Sunt că la sfârșitul celor două zile de congres al Asociației Foștilor Deținuți Politici, am reușit să ne achităm, conform părerii unanime a membrilor congresului, foarte bine de sarcina de gazdă pe care am făcut-o și cu ajutor. Consiliul Județean a pus la dispoziție o sală minunată, condiții de cazare foarte mulțumiți și mulțumiți de tot orașul, chiar colegii mei din țară. Noi suntem mulțumiți că partea noastră care ne revenea, datoria noastră de a organiza o dată și o dată un congres și la Râmnicu Vâlcea, a decurs în condiții excelente de organizare și că toată lumea se întoarce acum la casă mulțumită. Multe dintre problemele discutate de foștii deținuți politici pot fi rezolvate prin acte normative, dar și prin aplicarea legilor existente.